Suntem bucuroși să vă salutăm. Azi ne aflăm cu toții aici să demonstrăm că suntem pădure. Stimați invitați, Pavel Filip. Dragi prieteni, Partidul Democrat este unicul partid democrat din care am făcut parte. Guvernarea Partidului Democrat va rămâne în mințile cetățenilor prin scandaluri și trădări, scumpiri și bâlbâieri. Invit pe domnul Adrian Candu. Domnul Plahotniuc, Partidul Democrat deja dezamăgește. 3 luni de zile nu au făcut nimic, doar vorbe. Dați-mi un singur exemplu de reușită și un singur beneficiu pentru cetățeanul Republicii Moldova. Nu există niciun exemplu. Partidul Democrat sunt de fapt o greșeală. Onorat Congres, vreau să vă zic că la firul ierbii, împreună cu susținerea domnului Filip, am avut 2 roabe de satisfacție. Stimați domnilor, să avem o companie electorală locală ca o pasăre în zbor. Dragi colegi, noi nu avem scrupule, dar, dragi colegi, niciun membru de partid nu trebuie să rămână fără scrupule. Să promovăm în continuare acele scrupule. Добрый день, уважаемые демократы. Прошу приз в студию. Одна роза, вторая, третья. Unde punem? Unde punem? Dragi colegi, bună ziua tuturor. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că eu, din păcate, n-am venit cu măturile. Sincer vă spun. Stimați colegi, am crezut că fracțiunea Partidului Democrat din Moldova, din Parlament, este cea mai puternică, profesionistă și extraordinară. Iată că, paradoxal, se arată că nu-i tocmai așa, dragi colegi, pentru că în ea este concentrată toată minciuna grosolană și gogonată. În ianuarie 2016, când a fost inaugurat guvernul Filip, Partidul Democrat din Moldova a reușit să înainteze în fruntea acestui guvern un om impotent care a reușit să aducă țara în hăul crizei. Despre Pavel Filip vorbesc, oameni buni. Să dea Dumnezeu să ne construim grădina Partidului Democrat. Și eu sunt sigură, dragi colegi, că noi aici vom fi înmormântați. Stimați colegi, onorată asistență, am și eu 600 de lei. Colegul meu, Eugen Nichiforciuc, mă întreabă: ce, domnul ministru, ai 600 de lei? Zic, da, am 600 de lei. Noi toți avem 600 de lei. Stimați prieteni, am o veste bună pentru voi. Domnul Candu e extraordinar, natural. Eu, mulți ani la rând, pășem din ochi. Am avut multe discuții fierbinți. Până la urmă, n-a fost posibil. Domnul Candu, de ce așa s-a întâmplat? În fiecare zi era întrebarea, cum așa s-a întâmplat? Luni de zile, fără somn. Acum m-am liniștit și eu puțin. Dar eu vreau, eu cer, eu insist. Și eu o să insist și mai departe. Stimați colegi, haideți să ne pornim în să fiți sănătoși.